Joi 25 iunie 2020, promoția 2020 a Facultății de Drept și Științe Administrative a organizat cursul festiv Cu respectul pentru lege. Acum 4 ani, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a adăugat celor 9 facultăți o nouă entitate, Facultatea de Drept și Științe Administrative. Vă spun că astăzi sunt fericită că am reușit, alături de o echipă excepțională, să ne vedem la ineditul curs festiv al FDSA. Studenții de la programele de studii de drept, poliție locală și administrație publică au terminat acum anii finali și au cerut sprijinul conducerii universității pentru a organiza cursul festiv tradițional, cum se întâmpla în fiecare an. La fel în anul acesta, pentru că solicitarea a fost admisă sub litera și spiritul legii, respectiv capitolul 5, măsurile și regulile pentru evenimente culturale organizate în aer liber pe perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii COVID-19 din ordinul 2879 pe 969 pe 2020. S-a decis că se vor folosi toate instrumentele necesare pentru ca această acțiune să se desfășoare în condiții de siguranță. Și așa s-a întâmplat. Vă mulțumim! Astăzi, dragi absolvenți, trebuie în primul rând să fiți mândri. Mândri că ați ajuns aici, că ați reușit să finalizați 3 sau 4 ani de licență. Și sigur, trebuie să știți că sunteți practic niște pioneri ai USV, sunteți primii absolvenți ai USV care au experimentat ideea de amfiteatru virtual, ideea de examen online, ideea de mobilitate virtuală. Și să știți că în acest an va mai fi o promoție de pioneri, cei care vor intra, pentru că va fi prima generație care va căpăta câte un laptop pentru fiecare student înmatriculat la zi și respectiv o tabletă pentru studenții înmatriculați la învățământul la distanță. Trebuie să fiți mândri pentru că absolviți
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, prima universitate din România care s-a implicat activ și coerent în lupta în această pandemie cu virusul COVID-19. Și sigur că sunteți la curent cu multiplele acțiuni și proiecte ale universității, cu linia de testare pe care am pus-o la dispoziție a spitalului și cu căminele puse la dispoziție, dar mai ales, pentru că nu s-a vorbit foarte mult, aș vrea să accentuez, cu resursa umană, pentru că am avut specialiști care au experimentat pe linia de testare multe luni de zile înainte și au putut astfel să transmită know-how-ul și abilitățile lor celorlalți colegi din spital și astfel au învățat unii de la alții. Până la urmă, aceasta a fost menirea noastră principală, să transmitem know-how și cunoștințe comunității locale și mă bucur că am reușit să o facem. Astăzi suntem aici și pentru a mulțumi dascălilor noștri care au încercat să vă transmită cât mai mult din cunoștințele lor dumneavoastră. Dar mai ales trebuie să mulțumim părinților, soților, soțiilor care v-au sprijinit să ajungeți până aici. A fost, trebuie să recunoașteți, un efort comun. Și astăzi trebuie să fiți fericiți că puteți participa la această manifestare sănătoși, că ați trecut până acum cu bine prin această perioadă și pentru Suceava, și pentru România, și pentru Europa, și pentru întreaga lume. Și iată cât de adecvate sunt cuvintele scrise de Friedrich Nietzsche, celebrul filozof german al finalului de secol XIX, început de secol XX, care spunea: ce nu ne omoară, ne face mai puternici. Încheiați astăzi programele de licență. Sigur că e o etapă importantă în viața dumneavoastră. Dar, în universitatea noastră, vă așteaptă și masterate specifice. Iată că din acest an avem o premieră în acest domeniu la Facultatea de Drept și Științe Administrative, masteratul de drept penal și criminalistică, unul dintre cele mai căutate masterate în țară. Avem 50 de locuri, sunt sigur insuficiente pentru cererile existente, așadar atenție mare la examenul de licență, nota va conta foarte mult. Nu uitați și de celălalt masterat, de la care, iată, avem o șefă de promoție, managementul și administrația europeană. Mă bucur să vă văd îmbrăcați în tradiționalele robe, purtând toci și un accesoriu inedit, iată și măștile negre, măști negre care vă dau un aer de mister, zic eu, oarecum specific specializării voastre. Nu știu cât de mulți știu, dar robele pe care le purtați au devenit oficiale în anul 1222. Peste 2 ani se împlinesc, deci 800 de ani. Tocile au apărut mult mai târziu, după vreo 300 de ani. Dar gestul aruncării tocilor în aer, gest pe care probabil îl vom vedea și noi la finalul acestei festivități, acest gest este mult mai recent. Are fix 108 ani. În anul 1912, în Statele Unite ale Americii, la o universitate militară, Annapolis din Maryland,
la o adunare similară, e adevărat, militari. Acestea au primit brevetele de militar cu această ocazie, deși știau că trebuie să le primească la câteva luni după absolvire, iar bucuria a făcut să arunce, ca toți să arunce șepcile în aer. Sigur că vă veți bucura și voi la final, probabil în același mod, și sigur că așteptăm și sperăm cu toții să vină și momentul când vom arunca în aer și măștile. Dragi absolvenți, vivat, crescat, floreat, promoția 2020 a Facultății de Drept și Științe Administrative din Suceava. Felicitări! Sunt foarte emoționată, într-adevăr, da, sper să reușesc să găsesc un loc de muncă pentru domeniul pentru care m-am pregătit. Sper să fie bine și sigur va fi bine și suntem emoționați după toți cei 3 ani. Am terminat cu bine. Sunt fericită că am reușit să terminăm cu bine. A fost 4 ani grei, a fost foarte grei, dar am reușit să trecem și mă bucur de realizările pe care le-am obținut. Pe viitor, eu aș dori să fiu magistrat, să urmez această carieră. Ne pregătim atât eu cât și ceilalți colegi pentru Institutul Național de Magistratură. Este un final mult așteptat. 4 ani de studenție, 4 ani frumoși în care am învățat atât tainele dreptului cât și tainele socializării, ale educației și ale prieteniei. Dobândiți cu multă trudă, cu multă încercare și cu multă emoție, chiar dacă am crezut până la final că nu va avea loc această absolvire. Însă datorită doamnei decan, care este principalul pion cărui datorăm această prezență aici, iată-ne că punem punct celor 4 ani minunați ale studenției. 4 ani de drept în care am reușit să obținem rezultate frumoase, cu multe emoții și cu multă dăruire. Pe lângă cadrele didactice care sunt foarte bine pregătite, eu consider că este o experiență de viață din care toți avem de învățat. Am întâlnit aici oameni calzi și primitori, am simțit ca într-o familie. Cum au fost anii de studiu? Vă mulțumim că ne-ați oferit un loc. Greu, dar plăcut, pentru că atunci când studiezi ceea ce îți place, o faci și drag. Și am fost formați ca oameni. Ultimul an, de fapt ultimul semestru din anul 4, cursurile s-au făcut online. Da. Plin de tumult, de încărcătură, de nesiguranță, dar a fost o chestiune la nivel planetar, a trebuit să ne adaptăm. Am avut parte de tot suportul din partea universității. A fost o experiență interesantă. Cum te-ai împăcat cu colegii? Cum a fost? Extraordinar. Foarte bine primit. Am legat prietenii care probabil vor dărui pe viață. Ce vei face de acum înainte? Țelul meu este să dau la barou, admitere la barou. Și sper să reușesc. Și vă urmați, bineînțeles, și un master în cadrul universității. Am ales FDSA, deoarece am auzit că aici voi întâlni profesori minunați. Și chiar așa a fost. După 3 ani de studii, pot spune că aici, la FDSA, deși profesorii dau dovadă de un profesionalism de cote înalte, mereu relația profesor-student a fost de la egal la egal. Superioritatea întâlnită în alte locuri se transformă aici în prietenie și bună înțelegere. Împreună suntem FDSA. Împreună suntem ELSA. Vă așteptăm la facultatea noastră. Salutare! Mă numesc bătrână Evelina și sunt studentă la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Facultatea noastră reprezintă opțiunea potrivită pentru fiecare tânăr absolvent dornic de o experiență unică și o dezvoltare personală pe măsura așteptărilor. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că Facultatea de Drept și Științe Administrative se află într-o legătură directă cu tot ce înseamnă activitatea de voluntariat. Astfel încât am avut oportunitatea de a ocupa o funcție în cadrul biroului executiv al Asociației Europene a Studenților în Drept, cu sediul în Suceava, aflându-mă acum în cel de-al doilea mandat și deținând funcția de președinte al asociației. Salut! Mă numesc Cristi Petruț și astăzi vreau să vă spun ce
ce oportunități aveți la Facultatea de Drept și Științe Administrative pe lângă un învățământ de calitate și o echipă de profesioniști gata să vă instruiască pentru noua voastră carieră juridică. Aici am avut ocazia să desfășor stagii de practică la Curtea Constituțională a României și de asemenea am avut vizite de studii la Curtea de Justiție a Uniunii din Haga și de asemenea la Tribunalul din Paris. La drept, am învățat că răspunsul la orice întrebare este depinde. Am învățat ce înseamnă să fii responsabil, am coordonat mai multe echipe de voluntariat și, de asemenea, am reprezentat colegii mei în Consiliul Facultății de Drept. Dar trebuie să vă pomenesc și despre activitățile extracurriculare. Așa că hai să mai lăsăm puțin învățatul și să ne distrăm ca niște studenți. Bună ziua, numele meu este Alice Evelina Sauciuc și sunt proaspăt absolventă a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare, Suceava. Aș dori într-un minut să vă conturez în linii fine ceea ce a reprezentat studenția pentru mine în acești 4 ani de studiu și să vă prezint modul în care universitatea și-a lăsat amprenta asupra traseului meu profesional. Când spun Facultatea de Drept și Științe Administrative, primul lucru care îmi vine în minte este colaborarea, fiindcă am avut o colaborare de excepție atât cu colegii mei, printr-un mod de solidaritate, printr-o înțelegere aparte, unindu-ne un interes comun, acela de a înțelege tainele dreptului, cât și o colaborare la un nivel mai înalt, atât cu instituțiile statului, cât și cu cadrele didactice. Am avut ocazia să fiu pregătit atât eu cât și colegii mei de personal de elită. Vorbim despre cadre didactice cu o înaltă pregătire în domeniul juridic și mai mult decât atât, pe lângă faptul că sunt persoane de excepție în ceea ce privește partea teoretică a dreptului, vorbim despre reali practicieni ai dreptului. Vorbim despre judecători, despre procurori, despre avocați. Vorbim despre cadre didactice care zilnic activează în domeniul juridic. Și atunci, prin experiența dumnealor și prin cursurile predate, studentul își formează o altă opinie privitoare la sistemul de drept și reușește să înțeleagă diferența dintre teorie și practică în adevăratul sens al cuvântului. De asemenea, acest fapt a fost posibil și datorită colaborării pe care o are Facultatea de Drept cu instituțiile statului. Vorbim despre primării, vorbim despre tribunale, vorbim despre instanțele de judecată. Și mai mult decât atât, cu titlul de exemplu, pot aminti stagiul de practică desfășurat la Curtea Constituțională a României. O adevărată experiență frumoasă, o experiență de viață în ceea ce privește sfera juridică, fiindcă știm foarte bine că dreptul constituțional stă la baza tuturor ramurilor de drept. Am avut ocazia în cadrul respectivelor stagii să mă dezvolt profesional, să înțeleg care este mecanismul logico-juridic din spatele sistemului de drept și mai mult decât atât am avut ocazia să-mi exprim opinia, să fiu coordonată, să fiu ascultată și să fiu îndrumată de către magistrații asistenți de acolo. De asemenea, am avut ocazia să particip la ședințele plenului și să-mi formez o opinie pertinentă privitoare la sistemul de drept. Se spune că studenția este cea mai frumoasă parte din viața unui tânăr, fiindcă noi în această perioadă ne-am format și ne vom forma în continuare. Tocmai de aceea, cred că o alegere înțeleaptă pe care o poate lua un student la drept, indiferent de domeniul în care va activa, fie că va ținti sus spre o carieră în magistratură, fie că va face Școala Națională de Grefieri, fie că își dorește să-și formeze o carieră în avocatură, cred că cel mai bine este ca studiile să continue. După cum am spus, cât trăiește, omul învață. Tocmai de aceea, în ceea ce privește viața mea profesională, mi-aș dori întâi de toate să mă înscriu la un master și, spre norocul meu, chiar în acest an s-a înființat un master la Facultatea de Drept și Științe Administrative, vorbind despre un master în Științe Penale și Criminalistică, la care sper să fiu admisă și să pot să învăț din ce în ce mai mult în domeniul în care îmi doresc să activez în viitor și să mă apropii tot mai mult de visul meu profesional. Cât despre toți ceilalți, vă doresc mult succes, să vă găsiți drumul în viață și să fiți împliniți pe toate planurile.